Aniversarea celor 80 de ani de la debarcarea din Normandia corespunde anul acesta cu un eveniment extraordinar de important, alegerile europene. De ce sunt importante? Pentru că Uniunea Europeană și Europa, de-a lungul timpului, ne-au oferit egalitate de șanse, liberul acces la studii, liber acces la piața muncii și, în special, libera circulație, care, din punct de vedere economic, reprezintă un potențial enorm, atât pentru statele membre, cât în particular pentru România. Așa că, duminică, trebuie să ieșim la vot pentru Uniunea Europeană și pentru Europa. Votul înseamnă să ne reprezentăm, să reprezentăm identitatea națională, să fim siguri că aceasta este luată în cont, dar înseamnă și alianțe și parteneri, să facem cunoscute aceste valori pe care le avem, valoarea noastră națională. Înseamnă, în același timp, mai presus de orice pentru mine, alinierea la niște valori de democrație, înlăturarea corupției și de respect al regulilor statului de drept. Cred, sunt absolut convinsă că Europa este una din cauzele pentru care lumea cunoaște România în bine. Locuiesc în Franța de peste 25 de ani. Am venit aici după terminarea studiilor superioare cu o oportunitate de post. Sunt foarte apropiată de comunitatea română din Franța, mai ales cea profesională cu care ne întâlnim adesea, organizăm forumuri de discuții. Merg adesea în România să învăț familia și în interes de servici. Sunt o pro-europeană convinsă. Cred în această comunitate de idei, de valori spirituale, care a reușit în același timp să păstreze identitățile naționale. Cred că România nu a avut decât de câștigat din momentul intrării în această Uniune, accesul la această piață de muncă extraordinară, accesul studenților la studii străine, pregătirea cadrelor, medicilor, în conformitate cu aceste tehnici cele mai bune din lume, ne-au ajutat enorm.